spus de mai multe ori, că în sistemul de sănătate sunt interese legate strâns de politic. Puteți să ne spuneți, în acest moment, ce partid sau ce partide conduc interesele acestea din sistemul de sănătate care fac imposibilă reforma? Toate partidele care au fost până acum la conducere. Nu există... Nu știu dacă pot să numere pe degete șefii de direcție de sănătate publică care nu au carnet de partid sau nu sunt afiliați unui partid, dar fără carnet. În sensul că toată lumea știe. Lucrul ăsta nu e în regulă. Nu este în regulă. Asta înseamnă că schimbarea oricăruia dintre ei poate să ducă la, o să ducă la o reacție politică. Asta înseamnă că deciziile lor vor trece prin acest filtru politic. Asta înseamnă că orice resurse există la nivel local, dacă șeful DSP-ului, respectiv șeful casei, răspunde șefului de partid local, atunci resursele respective vor fi dirijate într-un fel sau altul în funcție de interesele unui partid sau, mă rog, al unor indivizi din partid, că de multe ori nu are legătură cu... E pur și simplu filiala de partid, dacă vreți, funcționând ca gașcă, nu ca, nu ca grup de oameni care vor să schimbe ceva la nivel local sau la nivel central, la nivel de politici publice, ci pur și simplu gașcă.